Psalmul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de ape, care își dă rodul la vremea lui și a cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea cei răi nu pot ține capul sus în ziua judecății, nici păcătoși în adunarea celor neprihăniți, căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire. Psalmul 2. Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșerte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând, să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Cel ce șade în cerul râde, Domnul își bate joc de ei, apoi în mânia lui le vorbește și îi încolzește în rugia lui zicând, totuși eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis, ce tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cerem și-ți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar. Acum, dar, împărați, purtați-vă cu înțelepciune, luați învățătură judecătorii pământului, dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă, ferice de tot cât se încrede în el.